Trebuie să fii fericită că e băiat. Dacă trebuie, sunt fericită, domnule ministru de război. Știți, eu mi-aș fi dorit o fată, dar cu vremurile pe care le trăim, atâtea și atâtea războaie. Fetele sunt o pacoste pentru bisterie. Ești obsedat de problema banilor, dragă. Iar ministrul de război nu vede decât carne de tun. Iar ați găsit prilej să vă tachinați. E adevărat că ar năvăli turcii? Asta se aude de vreo 30 de ani. Nu vin ei încoace? Dacă încă nu vin, asta nu e din cauza că s-ar teme de oastea lui. Vrei să spui că a aflat că e bisteria goală? N-au de ce să obstini. Prin urmare, ar fi meritul tău că n-ai pustit înaintea turcilor. Lăsați spada! Amândoi aveți merite mari în stabila buhoiului turcesc. Cum zice și unchiul, amândoi niște încurcă lume. I-ați încurcat până și pe turci. E adevărat că sunt păgâni? Dacă sunt păgâni? Asta mi-a amintește de întrebarea unuia. E adevărat că papa acesta ar fi mai catolic decât papa celălalt? Ce dacă sunt păgâni? N-or fi având niciun Dumnezeu? Drăgălași copii, păcat că vremurile sunt așa cum sunt. În sănătatea prințului Ioachim, nepotul lui Isai Constantin Paleologu, împăratul Bizanțului. Sper că știe că ne aflăm la curtea bizantină. Sau n-a fost încă informat? O să afle peste câțiva ani. Când o fi prea târziu. Viitorul în fașă. Să stăpânească și să mărească Imperiul Bizantin. Mulțumesc, domnule Zunin. Păcat că vremurile sunt așa cum sunt. Dar cum sunt vremurile, domnule? Mie mi se par normale. Normale? Adică, înțeleg, toate mamele sunt optimiste. Altfel, n-ar mai naște prunci vii și n-ar mai hrăni cu lapte. Nu-mi pot închipui o pesimistă născând. Rostul femeii e să creadă în viață, să creeze viață. Și al bărbaților e să facă viața imposibilă. Am auzit că vin niște bărbați. O nebunie. Nu cred în mitul ăsta că ar fi fioroși și așa mai departe. Sultanul Mahomed e un poet luminat și știe 6 limbi. Greacă, latina, araba, caldeana și persana. E un om luminat și destul de tânăr. Ce e mai grav e că nici dumnealui nu crede. Și de ce e grav? Pentru că răspunde de faza cetății, care are atâtea mâini. Unele popoare asiatice împățișează zeitatea supremă cu o mulțime de mâini. Bune și rele. Acum depinde pe ce mănâncă. Observatorii străini sunt de părere că numai o năvălire ar fi în stare să umple golul. Gol? Al bistieriei. Bine spus. Poate vin cu votul, dar... Acum să fim sinceri, uneori e nevoie de puțină barbarie. Părea ne-am rafinat. Suferim de păcatul trândăviei. Așa gândesc și eu. Avem nevoie de ceva proaspăt din afară, de ceva tare. Poate nu mai dezmorți. Avem nevoie de stimulent. Să am iertare, dar doctorul meu mi-a mărturisit că în scurtă vreme Imperiul Bizantin va fi impotent. E clar? Dacă n-ar fi prunci printre noi, am mai crede. Da! Dar mâine! Dar voi mâine! Serios? Toți bărbații? Toți! Și toate femeile! Ci că ar fi ceva stricat în alimentație. Mâncând dulciuri, omenirea și-a stricat dantura. Acum e pe cale să-și piardă și simțul autoconservări. Vedeți? Mai bine ai dau o zi să dubleze garda la porțile cetății. Partea proastă e că n-avem armată. Și asta o spune chiar ministrul de război. Cum e posibil așa ceva? Chiar n-avem oaste? Avem, dar nu este în stare să lupte. De ce? Din cauza opiniilor divergente.
Fiecare soldat are o altă convingere politică și când se întâlnesc mai mulți, încep să se certe și să despice firul de păr în patru. Am încercat să adun un corp de armată pentru o trecere în revistă. Dar totul a degenerat într-o revoluție și o contra-revoluție simultană. Poate că au dreptate. Oamenii au început să gândească. Ce rost are să te bați? Am impresia că au nebunit cu tot. Dar văd că vine patriarhul. Înseamnă că Maria asta o să-și facă în curând apariția și o să putem boteza copilul. De n-ar fi răcit mititelul de când așteaptă. A fi împărat e o chestie încurcată. Maria sa știe cât e de greu. Deși nu prea ia seama la zvonurile astea alarmante, că vin, că nu vin. Turcii ne-au fost întotdeauna inferiori, prin religie și prin tot. De altfel, împăratul Mahomed a semnat în ultimul an o serie de declarații prin care garantează pacea în lume. Când o să învățăm să nu mai credem în declarații? Acum ni să vedem totul în negru. Dar turcii ne-au fost întotdeauna inferiori. Ia, o adunătură de musulmani. Lumea... Văd că se agită. Trebuie să fi venit împăratul. Nașu! O să vină din clipă în clipă și o să sloboade copilul în cazan. Ceremonia botezului e sfântă. Am sosit. Eu sunt Nașul. Iertați-mă, am greșit. Nașul! Nașul! Unde e pruncul? Nu! Nu, copilul! Nu! Unde e cazanul cu apă? Să nu se mai spună că turcii nu cunosc taina botezului. Le place chiar foarte mult să boteze. Aduceți-l pe împărat. Și împăratul ăsta e un prunc, în felul lui, nebotezat. Vin turcii!